Este mai bine să ne îngrijim de propria sănătate decât să ne îngrijim bolile. Crede-mă că este mult mai ieftin să mănânci sănătos decât să mănânci prost. Și în România lucrurile încep să se desțelenească din punctul ăsta de vedere. Oamenii au înțeles că sportul rămâne, cel puțin din punctul meu de vedere, cel mai la îndemână, cel mai ieftin procedeu anti-aging. Vrei să îmbătrânești mai încet? Vrei să îmbătrânești frumos? Vrei să trăiești mai mult? Fă sport. Fumatul și sportul de performanță și sportul de nivel recreativ nu ar trebui să se regăsească. De fapt, fumatul nu ar trebui să se regăsească în viața noastră și în măsura în care putem, ar trebui ori să reducem cât mai mult țigările sau cu un efort de voință extraordinar să renunțăm. Hai România, prieteni, sunt în galben astăzi și veți vedea de ce, pentru că alături de mine este un om de toată isprava, Daniel Oprea. Îl salut cu drag, te salut, Daniel, și bine ai venit la doctoria lui Chioțea. Este antrenor, profesor de educație fizică, de cultură fizică și de asemenea și președinte al Comisiei de Disciplină în cadrul Federației Române de Culturism și nutriționist al lotului național de culturism și fitness. Deci, multă experiență pe care am trăit-o, pentru că antrenează în parcul Herăstrău oameni obișnuiți, ca mine, da? Care ar trebui să se țină serios de regimuri și să-și vadă serios de sănătate. Apropo, de ce românul nu se pregătește mai mult și mai bine, Daniel? Salutare tuturor în primul rând. De ce românul nu se pregătește? Nu ne pregătim pentru că nu avem un background, un istoric al culturii fizice, aceasta de nivel recreativ. Probabil, înainte de Revoluție, exista un program de sport foarte dezvoltat în România, dar era sportul de performanță. De altfel, am performat atunci. După momentul 89, chestiunea aceasta cu sportul recreativ, cu sportul de masă, cu sportul pentru cel care nu vrea să facă performanță, a fost lăsată undeva în plan secundar, iar oamenii, cumva cuprinși de grijile zilnice, de nevoia de a-și procura hrana și locuința, au pus undeva pe plan secundar chestiunea legată de sport. În țările civilizate nu este așa, sportul ocupă un loc absolut fruntaș și bine determinat în viața fiecărui om. De altfel, mi-amintesc în experiența canadiană de acum 20 de ani, am fost șocat să văd oameni care alergau dimineața pe străzi, pur și simplu, că am crezut că este o situație critică, dar ei făceau jogging. Da, dar să știi că și în România lucrurile încep să se desțelenească din punctul ăsta de vedere. Oamenii au înțeles că sportul rămâne, cel puțin din punctul meu de vedere, cel mai la îndemână, cel mai ieftin procedeu anti-aging. Vrei să îmbătrânești mai încet? Vrei să îmbătrânești frumos? Vrei să trăiești mai mult? Fă sport. Asta este... Superzicere este... chestia asta. Mă rog, cel mai la îndemână și cel mai ieftin procedeu anti-aging. Da. Ce-ți trebuie ca să faci sport, apropo de ieftinala? Îți trebuie, în primul rând, propria conștiință. Îți trebuie momentul acela de declic în care înțelegi că fără va fi mult mai rău mai încolo. Era o vorbă, nu mi-aparține, care spunea că este mai bine să ne îngrijim de propria sănătate decât să ne îngrijim bolile. Cam aici suntem. Da, e, mă rog, sună metaforă, dar cam așa se pune problema. Parcă ar fi mai bine să ne apucăm din vreme, să avem grijă de corpul nostru. Și când spun că avem grijă de corpul nostru, nu înseamnă neapărat să ne facem operații estetice sau să ne tundem nu știu cum. Faptul că suntem într-o formă fizică bună, că avem un procent de țesut adipos optim, faptul că nu mai cărăm acest balast numit grăsime cu noi în fiecare zi, faptul că optimizăm din punct de vedere energetic corpul, este extraordinar. Toată lumea vorbește despre beneficiile practicării sportului. Sigur, beneficiile practicării sportului sunt, de fapt, nu neapărat în timpul practicării sportului, pentru că sportul rămâne o activitate fizică cu efecte de tip catabolic asupra corpului, adică
atunci corpul consumă resurse, consumă țesut ca să desfășoare acea activitate fizică. Marele avantaj al practicării sportului apare după, în momentul în care corpul se adaptează la acel stresor, la acel factor de stres numit activitate fizică. E, în acel moment corpul devine mai puternic și, așa cum spuneam, devine mai capabil să-și managerieze resursele mult mai bine. Explicăm și iar explicăm aici la doctoria lui Chioțea și îmi place să plec de la exemplele oamenilor obișnuiți și vicioși, Daniel Oprea, pentru că tu ești un personaj aproape ideal, da? Care respect cu sfințenie niște ore, ai un program de viață, ești idolul nevestimii, de pildă, printre alte doamne și domni și al atâtor domni și la Generația Fit, program pe care îl realizez la televiziunea publică. De unde ar trebui să începem în condițiile în care suntem obișnuiți să stăm cu laptopul în brațe după ce venim de la serviciu sau să ne uităm la televizor, cu niște popcorn în dreapta, cu niște cutii de bere în stânga și eventual ieșind din când în când și la câte o țigară? Da. Realitatea a miliarde de oameni, de fapt, asta este. Da. Ăștia ca tine sunt puțini. Da. Da, de acord. Și sunt din ce în ce mai mulți. Sunt, de acord și asta trebuia punctat. Adică să nu pară că este o zonă din aceasta ultra de nișă exclusivă. Nu. Oamenii sunt din ce în ce mai mulți, înțeleg. Mă întreb de unde trebuie plecat. Trebuie plecat de la momentul acela în care te ridici și zici, băi, eu de astăzi mă duc la sală, eu de astăzi ies la alergat, eu de astăzi mă apuc să îmi organizez puțin planul nutrițional. Nu mai vreau să arăt în halul ăsta. Până când să mă ascund în spatele hainei? E mai rău să mănânci mult decât să bei beri peste măsură sau decât să bei răcoritoare peste măsură? Ambele sunt la fel de nocive până la urmă. Până la urmă, încă o dată, habotnicia, inclusiv în zona asta nutrițională, nu ajută pe nimeni. Totul trebuie să se găsească sub semnul moderației. Berea rămâne până la urmă un aliment, dar una este să bei 10 beri și alta este să bei o bere. Da, bei o bere, rămâne o bere băută, o bere pe care poți să o bei și nu se întâmplă absolut nimic. Dar dacă tu, eu știu, din cele 7 zile ale săptămânii bei 10 beri, 2 dintre zile n-ai făcut nicio treabă, evident că aduci niște calorii de proastă calitate în corp, pe care corpul trebuie să facă ceva cu ele și nu are altceva de făcut cu ele decât să le stocheze. Unde le stochează? Sub formă de grăsime. La fel și cu mâncarea. Una este să stabilești un număr de calorii. Băi, frate, eu pentru greutatea mea, în principiu, ar trebui să mănânc un 2000 de calorii. Da? Exact. Ok. Așa. Dacă le mănânci toate odată, ce ai făcut? Ai aglomerat 2000 de calorii într-un corp, iar corpul trebuie să le managerieze cumva, că nu le poate ține în stomac pe parcursul a 24 de ore. Le digeră, le trimite către zonele unde ar trebui folosite. Evident că o zonă unde ar trebui folosite acele calorii este către activitatea pe care o desfășori pe parcursul acelei zile. O altă zonă este spre, eu știu, depozitele de glicogen pe care le avem în mușchi și ficat. Glicogenul ăsta e o glucoză, e o rezervă de energie pe care o avem. Tot ce rămâne în plus, ce crezi că va face corpul cu ele? Le va depozita sub formă de grăsime. Mă rog, toată explicația asta este una simplistă, pentru că bănuiesc că la emisiunea ta se uită și oameni care au, eu știu, un background medical nutrițional, dar sunt și oameni care acum au deschis. Nu știu ce să facă. Exact, da. Pur și simplu, da. cu cât vei folosi termeni mai complicați, vei ține lucrurile mai neclare, cu atât omul probabil va da skip și va merge mai departe, nu va înțelege nimic. Omului trebuie să-i spui clar ce să facă. Eu mă uit când la oameni, în momentul în care le întocmesc un plan nutrițional, omului degeaba îi spui că trebuie să mănânce, să zicem, 300 de calorii la o masă. Trebuie să-i spui clar ce trebuie să mănânce. O lingură de alune. Exact, exact. Dacă se poate, nici să nu-l pui să cântărească, să-i dai sub formă geometrică, un romb de orez. Da, știi? Adică lucrurile trebuie ținute foarte simplu. Nutrițional vorbind, și serios, așa ca între prieteni, o spunem. Lucrurile sunt mai simple decât credem. E la îndemâna oricui. Îi dă curaj. Da. E la îndemâna oricui să-și facă un minim de ordine în alimentație. Hai să fim serioși, nu-ți trebuie facultate ca să știi, măcar ai auzit că chipsurile te vor îngrășa și că conțin cantități enorme de grăsime de proastă calitate.
Oprește-te, domnule, dinam. Pune însă și alea așa o dată pe lună. Încă o dată, vorbeam mai devreme despre habotnicie. O dată pe lună, e altceva, dar dacă tu ai sticla de bere lângă tine și punga cu chipsuri în fiecare seară, deci, final... Somn. Mult puțin? Somnul... Cât dormi? În medie, am să fiu sincer, dorm undeva între 6 și 7 ore pe noapte. M-am obișnuit de foarte mult timp cu durata asta. Îmi ajunge, îmi este suficient. Probabil nici n-aș putea să dorm mai mult. Dar se pare că organismul meu se reface suficient în aceste ore. Sigur, suntem diferiți. Poate pentru tine 7 ore de somn sunt insuficiente. Poate pentru un altul sunt mai mult decât suficiente. Somnul este foarte important. Ce este foarte important este să te culci undeva înainte de ora 12 noaptea, da? Asta este foarte important pentru că începând cu ora 11 seara apare acel somn profund, somn care stimulează procesele de refacere. Nu e o idee foarte deșteaptă să te culci numai la 2 noaptea și să te trezești la 8-9 dimineața. Mai degrabă te culci mai devreme și te trezești mai de dimineață. Dulciuri, sucuri, băuturi carbogazoase. Dulciuri. Sigur, dulciurile, în esență, conțin cantități mari de zahăr. Zahărul este un carbohidrat care are un indice glicemic foarte mare. În momentul în care l-ai adus în organism, el se digeră aproape spontan. Da? Organismul se va trezi cu o cantitate mare de zahăr în sânge pe care va trebui să o managerieze, să facă ceva cu ea. Da? Mare parte din acel zahăr se metabolizează și ajunge în țesutul nostru adipos, ajunge să fie transformat în țesut adipos. Ăsta este motivul pentru care ne îngreșăm. Decât să mănânci 100 de calorii care vin din zahăr, mai bine mănânci 100 de calorii dintr-un carbohidrat cu indice glicemic mic, da? Eu știu, niște fulgi de ovăz amestecați cu fructe confiate sau altceva, și acele 100 de calorii sunt mult mai benefice pentru organism decât 100 de calorii care vin din zahăr. Interesant, da, da, interesant asta de calități. Și aici e pe calități. Da, da, e pe indice glicemic, da, indice glicemic. Cu cât cobori indicele glicemic mai mic, cu atât al carbohidraților pe care îi ingerezi, cu atât corpul îi va utiliza pe o durată mult mai lungă de timp și mult mai bine. Mâncarea semi-preparată. Bună, gustoasă. Vorbim despre... Despre mezeluri, de pildă. Poate îndrăznesc să zic și mâncarea rapidă, fast food-ul, da, șaorme și așa mai departe. Aici, da? Cum să spun, repet, eu... sunt un om supus vicilor. Sigur. Mă pun în pielea diavolului care stă în față cu... Da, știi ce se întâmplă? Așa. Nutriția, și asta trebuie să fie admis de la început. Are două laturi distincte. Una biologică, adică foamea, nevoia de a aduce nutrienți în organism, și una psihologică, emoțională. De foarte multe ori, omul modern mănâncă emoțional, pentru plăcerea gustului, pentru cum miroase, pentru ce gustare, pentru tot. Cum arată. Exact, da, exact. Vezi un platou de amandine, ai uitat că exact, le mănânci pe toate de foame. Nu le mănânci de foame. Tocmai asta e, că nu le mănânci de foame. Le mănânci pentru că îți plac ele, îți place gustul. Da. De foame poți mânca orice dorine, nu neapărat amandine. Da? Nevoia organismului, am putea să trăim, știu și eu, numai cu grăunțe, ca să ne rezolvăm nevoile primare și exact. Supraviețuirea, să respirăm. Faptul că zona aceasta emoțională a nutriției ajunge să domine partea de biologic, este clar. Dar dacă tu ajungi să fii într-un echilibru, adică ceea ce mănânci emoțional să asigure și din punct de vedere biologic nutrienții necesari, este extraordinar. Extraordinar. Când ai mâncat amandina aia, n-ai făcut altceva decât să aduci cantități mari de zahăr și de grăsime în organism. Te întreb, unde este proteina? Da? Unde este? Unde este? Păi nu prea este. Da? Dar sunt N alimente care pot fi foarte gustoase, preparate în mod atractiv și așa mai departe, care conțin toți cei trei macronutrienți, adică proteine, glucide și lipide, și sunt mult mai valoroase din punct de vedere nutrițional pentru organism. Care ar fi? Dă-ne două, trei exemple. Și nu. Uite, sunt mesele, cum să spun eu, corecte, în care ai o bucățică de carne de calitate, da?
carne de pui, carne de curcan, pește, vită, cu grăsime cât mai puțină, lângă care pui o garnitură, să zicem, din fasole verde sau din mazăre sau orez. Da, sunt, cum să spun eu, combinații extraordinare. Soluții sunt în jurul nostru, deci, cum spuneai la început. Crede-mă că este mult mai ieftin să mănânci sănătos decât să mănânci prost. Motivul pentru care mulți oameni mănâncă cum să spun eu, cum spui tu, semi-preparate, junk food, este doar pentru că le este mai la îndemână. Dar corect, să știi că văd pe zi ce trece. La îndemână de multe ori. Exact, asta e. Văd pe zi ce trece că magazinele, da, cei care comercializează alimente, vin în fața consumatorului și cu zona aceasta de mâncare mult mai curată. Sincer, am început, deci gândește că te duci la un magazin și te duci în zona de salate, poți să-ți faci efectiv o masă punându-ți tu ce vrei, cât vrei în caserolă. Fumatul. Am văzut sportivi de performanță care fumează, am văzut doctori care fumează. Da, așa am văzut este. Alternative acum, da, mai la țigara clasică au apărut aceste produse din tutun încălzit. Cum nu, vezi, nu. Globally, repet, sunt în postura personajului plin de vicii, nu idealizăm aici. Da? Da, clar. Cum se vede asta dinspre tine? Și ca antrenor, de ce fost, nu? Poate ai elevi. Sigur că da. Asta. Ca fost sportiv de performanță, o să-ți spun așa. Sportivul de performanță este supus unor presiuni extraordinare. De la antrenament, nutriție, presiunea celor care îl susțin, sponsor și așa mai departe. Pentru el rezultatul este total. Faptul că își sacrifică 3/4 din timpul lui către această zonă, ajunge să și îl deformează. Exact, îl da. Deformează. Da? Până la urmă, fumatul nu e un secret pentru nimeni. Este o chestiune care este nocivă. Dar faptul că ca sportiv de performanță refulezi într-o țigară când și când, hai să zicem că nu este atât de grav, deși nu este bine deloc. Să ajungi să fumezi cronic, eu știu, un pachet de țigări pe zi ca sportiv de performanță, este chiar impardonabil. Nu prea se împacă zona aceasta de sport de performanță cu fumatul, mai ales în sporturile în care presupun zona aceasta aerobică, da, de respirație foarte puternică. Acum, în sporturi, eu știu, mai statice, în sporturi în care fumatul nu este resimțit la fel ca în sporturile care presupun efort aerob, respirație multă. Dar fumatul și sportul de performanță și sportul de nivel recreativ nu ar trebui să se regăsească. De fapt, fumatul nu ar trebui să se regăsească în viața noastră și în măsura în care putem, ar trebui ori să reducem cât mai mult țigările sau cu un efort de voință extraordinar să renunțăm. Lotul național de fitness, culturism și fitness. Este extraordinar, crede-mă. Deci am văzut că obținem, sunt rezultate incredibile. Da, fără precedent. Ce e emulația aceasta? Asta, păcat că nu e sport olimpic încă. Încă, pentru că sperăm, mai intră, mai se, ies. Da, așa este. Poate fi un sport al viitorului. Discutam la un moment dat cu Octavian Morariu și îmi spunea asta, fiind membru al CIO, dom'le, de ce se gândesc ăștia mari diriguitori ai sportului mondial să introducă discipline gen parkour, gen escaladă, au și introdus de altfel la Jocurile Olimpice, pentru că tinerii din ziua de astăzi Asta doresc. Exact. Și până la urmă, dacă asta e popular, arte marțiale, sigur, iată, fitness. Da, da, clar. Fitnessul, cel puțin din punctul meu de vedere, e cel mai popular sport exact, din lume. Exact, din asta, asta am vrut să spun. La noi, în România, cred că în momentul de față este cel mai popular sport de masă, sport de nivel recreativ. Gândește-te câți oameni își fac abonament la sală, câți oameni merg la antrenamente, așa cum spuneai, în parc sau în alte zone. Da, lumea înțelege din ce în ce mai mult versatilitatea acestui domeniu numit fitness. Fitnessul este versatil pentru că poți să-l practici oriunde, n-are o legătură indisolubilă cu o sală de forță. Poți să-l faci cu orice, poți să-l faci, ai văzut, în parc, îl faci cu TRX-uri, îl faci cu două gantere, îl faci cu două borduri dacă vrei și da, tot fitness se numește. O bancă. Exact, poți face oriunde. Ăsta este marele avantaj. Apoi, la întrebarea ta legat de lotul național de culturiști și fitness al României. Sunt 10 ani de când
cunoștința noastră comună, președintele Gabriel Tonciana a preluat federația, deci a făcut fără niciun fel de laudă, a făcut chestii extraordinare. Deci a reușit să scoată federația asta dintr-o zonă absolut anonimă și a dus-o la o federație, una dintre cele mai cunoscute, mai vizibile federații din România. Asta este rolul lui de manager și clar i-a reușit. Apoi, având un bazin de selecție mare, mergând la competiții cu sportivi mulți, cu sportivi bine pregătiți, este clar că a ajuns să fie România campioană europeană în 2022. Este fără precedent. S-a încheiat campionatul balcanic din Macedonia, de la Skopje. România campioană balcanică. Da, acum 20 de ani nu prea miroseam astfel. Nu, exact, nu miroseam. Era doar așa o curiozitate și mai mult culturismul. Da, nu, n-aveam. Da. Asta e, pur și simplu, vremurile se schimbă. În ceea ce privește fitness-ul și culturismul ca sport olimpic, este clar că probabil chestiunea asta nu se va produce în următoarea perioadă. De ce? Pentru că culturismul acela cu corpurile acelea super hipertrofiate, da, atrage după sine nevoia de multe ori de dopaj, dopaj care este depistat, numărul mare de controle doping și de sportivi dopați face să pună această disciplină în afara posibilității de a merge către zona olimpică. Am fost la un campionat balcanic la Reghina cu câțiva ani, invitat-o de Gabi Toncen, și oamenii aia foarte musculoși, da, am vrut să cunosc sportul ăsta, după ce trecea concursul erau chiar normali unii dintre ei, nu proeminențele alea și consumau foarte multă energie, n-aș fi zis. Credeam că vorbești strict de momentul concursului. De momentul concursului, muncești în spate ca să poți să ți încordezi, da, să ți arăți, da, toate părțile corpului cât mai bine lucrate. Da. Dar iartă-mă că spun asta, nu vreau să jignesc, doar vreau. Dacă pentru unii par hidoși unii pe podium, în realitate sunt niște oameni foarte frumoși în viața de zi cu zi, deci, incredibilă. Dorin, până la urmă culturismul, fitness-ul sunt sporturi de etalare. Astea, în categoria aceasta intră. Și erau destul de obosiți, se vedea un efort. Uite, o să-ți explic. Gândește-te că acel sportiv pe scenă, în cele 2-3 minute pe care le are la dispoziție, în pozițiile obligatorii sau în programul liber pe care le are, el trebuie să convingă acel juriu format din 9 membri că el este cel mai bun. Pentru a se etala cât mai bine, își aplică acel machiaj. Machiaj care face ca lumina, da? Ai văzut cât te poate scoate de bine în evidență lumina. Așa se întâmplă și în cazul sportivilor. Luminile acelea sunt orientate în așa fel încât să scoată în evidență toate detaliile, să le hiperbolizeze ca în... Exact, ca în filme. Ca în filme, exact. Ei par mult mai mari, mult tăieturile acelea și striațiile acelea mult mai adânci. În realitate, în momentul în care machiajul acela s-a dus, s-a curățat, el este un om aproape normal, evident, țesutul adipos este minim, dar nu îl vei putea vedea nici măcar la ștran dezbrăcat în forma în care îl vezi în competiție, pentru că acolo machiajul acela, faptul că el este pregătit specific pentru momentul acela competiție, este pompat, ca să spun așa, deci a antrenat chiar înainte de a intra pe scenă, face ca el să arate așa cum îl vedeți voi, cei care nu sunteți din lumea asta pe scenă. Dar el este absolut normal, evident, cu musculatura hipertrofiată. Se face fitness în România, după cum spuneam, de mulți oameni, dar se face și de mulți oameni după ureche, așa. Da? Cum ar trebui? Ce sfaturi le dai celor care doresc să meargă la sală de capul lor? Să nu meargă de capul lor, asta este clar. O să încep așa. Fără îndoială, în anul 2023 este o virtute să-ți faci loc prin hățișul acesta de informații pe care le poți lua de pe internet. Este foarte greu să decelezi, să stabilești cu claritate care este informația bună sau informația slabă calitativ. Ideea este următoarea. Întotdeauna, dacă n-ai avut nicio legătură cu acest domeniu,
pune mâna, e ca la service sau ca la medic. Ce tu îți faci dantura singură acasă? Nu, te duci la medic. Bună, da? Bună. Nu, serios, sau mașina ta nu mai are frâne. Da? Ce faci? Te duci cu ea? Singur, da, niciun caz. Nu, așa e și în cazul ăsta. Dacă nu te pricepi, nu ești calificat în domeniul ăsta, du-te cel puțin o perioadă de bun simț, apelează la serviciile unui instructor de fitness, ale unui personal trainer, pentru că ăla, da, va ști cu certitudine care sunt nevoile tale. Cu cât este mai priceput, cu cât este mai calificat, cu cât are școală mai multă, cu atât va face ca timpul tău de la un fizic jalnic, așa. Tu ai zis, așa, la un fizic okay, să, perfect, să, fie, da, să fie mai scurt. Dacă te duci singur la sală sau la te-a pus să te antrenezi de unul singur, riscurile sunt toate la tine, în sensul în care poate că nu reușești să obții ceea ce ți-ai propus. Asta ar părea cea mai simplă chestie. Ok, n-am reușit, nici n-am pierdut nimic. Ba da, ai pierdut timp, te-ai demotivat și după ce că te-ai urnit greu după canapea să te apuci să faci ceva, după 2 luni de pierdere de timp te-ai demotivat, probabil te vei mai ridica peste încă 3 ani. Da? Da. Așa, până atunci ești tot cu floricele, exact, cu televizorul. Exact, exact. Așa, dacă ai apelat la serviciile unui antrenor personal, a unui instructor de fitness, ăsta îți poate scurta foarte mult timpul de la momentul de început până la momentul în care ai ajuns la obiectivul tău, ceea ce este foarte important. După aia, el nu ești primul elev din viața lui, da? Știe, înțelege relativ repede care sunt particularitățile tale. Noi nu suntem la fel. Nu suntem la fel, adică nu există programe pe care îi le aprici și lui Dorin și altuia și altuia și altuia. Fiecare trebuie să aibă un specific. Mișcările tale sunt total diferite de ale altuia. Eu trebuie să fiu acolo să corectez mișcările tale, să îți spun ce să faci, să înlocuiesc un exercițiu pe care tu nu-l poți executa corect. Fiecare dintre noi avem o biomecanică proprie și un mod propriu de funcționare. Apoi, dacă personal trainerul ăla este un tip, cum să spun eu, instruit, îți poate aranja și un plan nutrițional. Da? Un plan nutrițional care să te ducă mai repede către rezultat, adică să te facă să pierzi țesut adipos, să acumulezi niște masă musculară. Că în esență despre asta vorbim. Până la ce vârstă se poate face fitness? Vai, deci nu cred că există limită de vârstă. Eu aș face până în ultima zi. A vieții tale. Da, deci mi se faci pare... Faci în fiecare zi? Da, da, da. Da? Ți-ai intrat în sânge chestiunea asta? Exact, e nevoia. Găsești de mișcare. Găsești ora aia, întotdeauna. Două ore alea pentru dar tine. Dar nu trebuie 2 ore, Dorin. Eu știu, un 45 de minute minim și o oră și jumătate maxim este suficient pentru a arăta absolut decent. Nu costă mult să te întrețin... Să te întrețină cineva, da? Da, da, asta, da. Sau da. Să mă întrețin, da, de fapt, iată-mă, nu da. Costă mult să mă mișc. Corect. Da? Când pot produce declicul? Asta e ultima întrebare, că de fapt e ideea asta... Uite acum, când terminăm emisiunea... Îmi da? Dai 2 palme și se produce declicul. Îți iei pantalonii scurs și Adidas și ieșim. Așa să fie. Mulțumesc foarte mult, Daniel Oprea, prieteni, profesor de cultură fizică, de educație fizică, educație, pun accentul pe această chestiune, educație fizică, și totodată antrenor, de asemenea membru important al Federației Române de Fitness, realizator de emisiuni. Hai România, ce să spun, mai ales că îmi place la nebunie trainingul ăsta al tău, succes în tot ce faci și vorba lui Gică Hagi, să fie bine ca să nu fie rău.